Un mic templu hindu, o troiță hindu. Hello. Hai să... Coconut? Ai un mic roti, nu? Yes. Ne-au invitat oamenii în backstage să vedem cum prepară roti. Coca e pregătită. Am putea lipiile. Să am putea să luăm niște roti ca să băgăm cu ăsta cu... Hai, pe coconut. Roti, nu? Yeah. Oprirea la localnici pentru coconut. L-au luat direct din grădina. Vedem procesul de roti. Monkey, să vă? You make one roti. Ah, să fac eu una. Hai să vedem cum se fac rotile. Mă pune la treabă omul. Se prepare singur. Coconut. Coconut oil, ok. No, no. No? No? Too much? No, no. No? Only hand. Ah, ok. Ai pus prea mult. Dar e simplu, el mi-a pus atât de mult. Ca să-mi fac mâinile. Iar, oară de. Ok. Aia, și faci gogoloase. Mm-hmm. Gogoloase, așa, aia a fost. Atunci, de câte ani? Ai făcut rotia. Am făcut rotia. Și după aia pui pe plită aici. Roti. Nu, da. Ce fac după... Ți-ai făcut și rotia. Running for the bear. Ah, ok. And the dogs become crazy. You like it? Ah, ok. Mene, eu video. Moment, nu știu. Guava. Guava, nu? Guava. Guava. Ia. Guava, nu? Ia, cut, eat. Guava. De ce să-mi rup una, să mănânc? Ia una. Ok. This one good. This one? Ah, you put protection. Yeah, for the birds. For the birds. Big one eating birds. Ah, papagai. Ok. Papagai. Papagai de aici. Mm. Guava, bă, chiar că, bă. Guava. Am luat-o. Maimuțele au venit mai devreme și au dărâmat acest coșuleț de flori, chiveci. Cam așa arată o bucătărie de vară. Ce mai aduce din grădină? Așa arată rozii făcute de tine. Da, asta e de mine, cred. Frig. Răzătoare, coconatul prin răzătoare. Ai ca un cuțitaș în cap, nu? Salată. Puțin spicy. Prima oară când mâncăm cocos ras cu sare. E super bun. Și cu roti. Da, nu mă gândeam că pot fi basar la coconut. Porumbelul. Naipena Vihara ne-a dat omul nostru de la Cazare Pont, unde să mergem să vedem diferite ruine gratuit de la Polo Naruva. Ceva în engleză? Da. Asta era un hintu complex. Numele vechi nu este cunoscut. Dar numele actual
este probabil derivat din Cobra Food, Naipena. Cartierul Cobra. Decoration of the Stoop Bar. Avea destul de multe cămăruțe. O fântână. Ce mici erau, nu? Da. Cât vine? Sunt mai mari. Și fântână. Cărămizi noi pentru consolidare. Hai. Se pare că are curent acest gard și nu se poate sta pe lac. Am zis, hai să venim la lac să luăm o gură de aer fresh și să facem un traseu de 6-7 km. Dar e mai bine poate că au pus sârma din cauza că aruncă lumea gunoaie. Da, aia tot aruncă. Nu cred că e vreo mare diferență. Frunze de tutun. Hai. Fazani sălbatici. Mă, mă, cât zboară ăștia. Uite încă unul acolo. Wow, cât sunt. Wow, ce pomi!
Este timpul să ne alimentăm cu bani de la People Bank. Bancomat. S-au scos fără comision. Și frunzele. Frunzele, da. Prima supă mâncată în Sri Lanka, vegetable soup, supa de legume. Wow, arată foarte bine. Apusul. Nu, se întorc toate. Au schimbat cursul. Uite ce copac. Nu mai dat de un tempo de final. După a apus.